Libertate! 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 Un actor extraordinar, Emil Hosu, a spus niște cuvinte superbe. Nu poate fi iubit acela care nu iubește pe nimeni. În urmă cu puțin timp, am întâlnit pe cineva care m-a impresionat până la lacrimi. Am întâlnit mama unui erou care și-a dat viața pentru libertate. Era mama lui Laurențiu Ghenoiu, cel care la Revoluție în 1989 a fost împușcat și sângele său era încă păstrat pe drapelul cu care a fusese înfășurat în momentul în care a fost împușcat. Și toți oamenii liberi din această țară, astăzi, merită salutați, merită încurajați. Pentru libertate trebuie luptat. Libertatea nu este ceva care n-a fost dat pentru totdeauna. Mereu și mereu trebuie să luptăm pentru libertate. Libertate! 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 Sunt atât de impresionat când mă uit la această mulțime și vreau să-i salut și pe cei din spate, vreau să-i salut și pe cei din partea aceea, vreau să-i salut pe toți și pe cei care sunt pe drum, sunt mulți alții pe drum. Începem programul întâlnirii noastre cu voi prin a invita pe colegii noștri de la Antena 1 să vă vină alături, să îi cunoașteți mai bine și să vă bucurați de tot ceea ce ei vă oferă în fiecare zi. Antena 1, cel mai important canal de divertisment din România. Haideți să le mulțumim încă de la început domnilor de la jandarmerie care sunt alături de noi și care astăzi vor avea grijă ca totul să decurgă în cele mai bune condiții. După cum vedeți, printre dumneavoastră se plimbă niște domni de la jandarmerie care au un înscris cu dialog, un lucru foarte important în orice societate. Haideți să aplaudăm pe jandarmi încă de la început! O să vă rog să fiți atenți ca nimeni să nu poată să vă provoace. Salut, domnilor! Salut! Mă bucur să fim din nou împreună. Mihai Gâdea ne-a prezentat astăzi de atât de multe ori încât deja mă simt dator. Mihai Gâdea, Mircea Bade, aplauze! Sărbuna, bună seara, bună ziua, bine ați venit! Vă mulțumim din suflet că sunteți alături de noi. Am venit la o plimbare și n-am văzut atât de multă lume. Cred că n-am văzut atât de multă lume niciodată. Vă mulțumim încă o dată că sunteți alături de noi. Sunt emoții multe și pentru noi, și pentru colegii de la Antena 3, și pentru colegii de la ZU, și pentru colegii de la Euforia, care în curând se transformă în Happy Channel. Pe mulți dintre noi ne cunoașteți, pe mulți nu i-ați văzut niciodată. Sunt colegii mei care reprezintă zona de cameramani, mașiniști, personal tehnic ce lucrează în zilele astea, ca și de luni să aveți Antena 1, Antena Stars, Antena 3, Euforia în casele voastre. Vă rog să aplaudați pe oamenii care în acest moment, când noi suntem alături de dumneavoastră, să ne strigăm, poate supărarea, lucrează să găsească o soluție tehnică. Acolo este marea problemă. Noi am venit a vă mulțumi. Pe cer și aplauzele cresc în intensitate. Până la cer, dar spunea, o dat și mai departe. Cele cresc în intensitate. Și cresc în intensitate. Și de totul meu se împrumpe. Că a venit cu trecirea mică în decembrie! Vreau să vă privesc în ochi, pentru că știu că voi în fiecare zi vă uitați la emisiunea pe care eu o prezint. A doua zi dimineață mă uit la audiențe și vă simt acolo. Știți că mă gândeam că voi aveți cel mai puternic instrument împotriva noastră, dacă veți dori vreodată să-l folosiți, dacă veți dori vreodată să ne taxați. Și instrumentul acela este telecomanda, oameni buni. Faptul că voi vă uitați la noi înseamnă că ne facem treaba bine. Și vă mulțumesc! Mulțumim! Vă mulțumim, vă mulțumim oameni buni! Vă mulțumim frumos! Sunteți alături de noi. Știm, conform statisticilor oficiale, că sunteți 10 milioane care se uită în fiecare zi la noi, însă avem rare ori ocazia să vă privim în ochi. Pentru asta vă mulțumesc! Trecutul a fost firesc, cu toate astea România te iubesc. Mi-ai pus cheia de gând și-o clavată flăcărată. Nu mai vreau să bat degeaba la o ușă înfuiată. Roșie montană, pulbere de stele,
zâmbim cu lacrimi conduși de benzadele. Românii sunt, iar pentru ce găsiți acolo iau dreptul la cuvânt. Îmi iau inima întins, nu mai suport, mă revolt sau vertical în fața voastră, nu sunt la aeroport. Hai să vă rog. Hai să înfruntăm toate problemele și toate grijile cu mâinile sus în aer!